ce vă amintiți că s-a întâmplat? Am depășit acolo sus, pe domnul cu ăsta. Și am zis, lasă-mă să mă fac, mergea cu 90, a mea e tot limitată la 90 și a început să mă înjure. Cine v-a înjurat? Colegul din spate. Pe stație? Pe stație, da, a început să mă înjure și zic, colegă, te rugai frumos să mă ajute. A început că te răstorn, așa mi-a zis, stație, te răstorn. Și a început să mă înjure, deci și... Deci ați avut un conflict și... PCB-ul? Da, de acolo, spontan a fost. Și aici m-am pomenit, ăsta a frânat din față colegului, că e tot cu apa văd. Colegul a frânat brusc, eu am tras de volan ca să nu-l iau. Păi aveam 90, viteza atâta era, 90, că e limitat. M-am dus, am tras de volan să veneau mașini, că eram pe... Vedeți, banda aici s-a îngustat. Asta, de fapt, nu eram în depășire. Și am intrat pe partea dreaptă. Deci, am vrea brusc, pur și simplu, cel din față, fără motiv, prin ei sau... Unde erau două benzi, a început conflictul ăsta pe stație? Da, acolo sus, m-am băgat sus acolo, așa când și n-am vrut să vă lase să-l... Și nu m-a lăsat până la urma mea, să dă mă jura într-una. Și a zis că mă răstoarne, stai așa că te văd, vezi tu că te răstorni. Tirul ăsta roșu. Da, tirul ăsta roșu. Și el s-a frânat brusc, fără nimic în fața lui, a frânat brusc, vă spun sincer. Deci am doi copii. Bănuiți că ar fi fost și el pe stație, ar fi ascultat? Pentru că în presă au fost diferite speculații, cum că acolo a existat o depășire. Vă spun așa, dumneavoastră, puneți că sunteți și dumneavoastră șofer, cunoașteți poțiunea de drum. Da, da. Eu veneam dinspre Craiova, eu sunt din Craiova. Da. Acolo la sensul giratoriu, am făcut sensul giratoriu, ei erau în fața mea amândoi. Eu am intrat pe a doua bandă, după ce am trecut de sensul giratoriu, l-am făcut la stânga spre București. Am intrat pe a doua bandă, am ajuns în dreptul lui. Cabina drept eu pe a doua bandă, el pe prima bandă. Știți că e banda aia, un trecerul de bandă. Da, da, e aproape două benzi. El era cu roțile din stânga, undeva pe linia dintre cele două benzi. Așa. Eu eram pe a doua bandă, da? Mă încadrează în așa fel încât să nu trecusem axul drumului. Am ajuns, mașina mea fiind limitată la 90, el și-a prins viteză, că e coborârea aia, pe patru benzi, știți? Da, da, da. A prins viteza, am ajuns 90, eram drept în drept cabina și am luat receptorul la asta, microfonul la stația radio și am lansat colegul, lasă-mă te rog frumos să trec și eu, cu toate că banda lui se îngusta, el trebuia să reducă, da. Să treacă pe banda mea. Eu fiind în dreptul lui, zic să trec în fața ta, tu te-am zis frumos, nu l-am înjurat, absolut nimic. După ce a redus el, eu m-am dus în față, a început să mă înjure, nu mai rețin foarte bine înjurătura, acum asta, dar ceva de cotețul tău de mașină și ceva, zic, bă, colegule, te rugai frumos să mă lasă să treci în față, nu să depășesc, da? Să reducă puțin ca să pot să trec, că eram la 90 la ora amândoi. Eu nu mai aveam pedală, dacă știți, mașina mea, da, era limitată, așa a fost din fabrică, cu limitare, de, înțelegeți, așa. A lui la fel. Și a redus și după ce a început să mă înjure. La un moment dat am rămânit și eu, l-am înjurat și eu, da. Asta am recunoscut și asta, am înjurat și după ce m-a înjurat și după ce asta zic, stai așa că te arunc de urmă și te răstorc. Zice da? El. N-ai unde să te duci, așa a zis. Așa am înțeles că au mai ritorat și alții care au auzit. Eu, în momentul ăla, mergeam, cel din față era la distanță de mine. În momentul acela, mi-a zis el că n-ai unde să te duci, cel din față a auzit cu discuția dintre noi doi și... Adică fiul lui, nu? Din câte am înțeles. Fiul lui, da. A frânat brusc. Eu văd că frânează brusc, mașina m-a frânat. Imediat eram gol, nu eram încărcat. Am frânat și-o brusc. În momentul când frânării n-am ajuns la remorca lui să lovesc, că pur și simplu mașina mea nu s-a deschis nici airbag-urile, în momentul ăla el a venit fără frâne, mai zis din spate puternic și m-am prins sănătate, am încălat doar să trag de volan și mașina virată s-a și văzut cu roata din stânga, a rămas că roata din dreapta s-a smuls, virată un pic în stânga și s-a dus și a agățat doar aripa de pe dreapta a mașinii mele. Farul și aripa. Capota e intactă, radiatorul, motorul, turbina de pe partea dreaptă, doar ce a smuls partea dreaptă, toată partea dreaptă până la asta din spate. Mașina are în jur la toată mașina undeva la aproximativ 9 metri lungime. Din față până la asta spate sunt vreo 6 metri. Atât m-am împins de mult și
și m-a băgat colțul de la remolca din... A trecut și l-a luat pe tatăl meu și l-a dus până la asta din spate. Asta este tot. Dacă nu asta să înțeleg ce am vrut să spun... Da, am înțeles foarte bine. Să se înțeleagă foarte bine că nu a existat niciun fel de depășire, nici măcar intenție acolo, pentru că pe sensul celălalt de mers unde s-a întâmplat tragedia, de la cele patru benzi, unde s-au terminat cele patru benzi, până acolo sunt aproximativ un kilometru, să zic. 500 metri în kilometru, da? Porțiunea de acolo, el a trecut în spatele meu, mi s-a închis banda lui și de acolo a început nebunia. Șicanarea, n-a fost existat nicio șicanare înainte, doar șicanarea, pot să zic că el a început să asta în momentul în care el nu reducea, cu toate că trebuia să-i ducă, nemai având bandă în față. Eu fiind în dreptul lui, a văzut că eu sunt în dreptul lui, eu l-am avut în stație, l-am rugat. Dacă nu aveam stație, nu aveam cum să rog, dar el era obligat să frâneze ca să poată să treacă pe banda sau să mă împingă pe mine încolo. Atât am avut de spus, nu o să mai dau niciun interviu la nimeni, dacă dumneavoastră puteți să publicați, să spuneți interviul meu sau cum se poate mă înțelege. Eu am declarat asta și la anchetatorul polițistul care m-a anchetat. Mă auziți? Altceva, dacă mai vreți să mă mai întrebați ceva, puteți să mă întrebați. Da, să se înțeleagă clar. Nu am pretenții la modul material. Deci doriți doar să fie trași. Nu am nicio pretenție față de firma respectivă. Firma respectivă nu are nicio vină la care erau angajați cei doi șoferi. Eu nu doresc decât ca cei doi șoferi, pot să-i numesc, dacă ei se mai pot numi șoferi din momentul respectiv, profesioniști, să plătească cu închisoare, pentru că ei au făcut-o intenționat. Nu știu dacă să mă omoare, cum au declarat alte persoane care au auzit, eu n-am auzit decât că să mă răstoarne. Cineva a declarat în presă sau la televiziune că a zis omoară sau ceva. Eu nu am auzit chestia asta, eu dai așa că de spatea mea unde te duci și te răstoarne. Și atunci când am auzit, nu am ce să mai fac, m-am prins din spate să văd urmele de frânare ale camionului din spate, câțiva metri, în jur la 2 metri de frânare, iar cel din fața mea, cred că sunt aproximativ 20 de metri de frâne negre pe asfalt, de la cauciuc. Brusc. S-a văzut pe filmare, altceva ce pot să vă zic. Deci pur și simplu tatălui te împingea de la spate, era foarte nervos de faptul că... Da, eu nu am ajuns la momentul când el m-a lovit din spate, eu nu am ajuns să lovesc remorca. Da, eu frânam, ăla frânat, am văzut că a frânat, tatăl meu atât l-am auzit, Viorele, vezi că a frânat. Vino, vezi că a frânat. Au fost ultimele lui cuvinte, frânat, am tras de volan în momentul ăla când era pe frânare, nu a ajuns să asta, am avut o bubuitură din spate puternică și... Da. Și dumneavoastră atunci nu ați, n-ați știut că tatăl a decedat, știați doar că e rănit? Lângă mine vă dau seama că decedat. În momentul ăla eu mă aflam la ora 17, când a ajuns fratele meu la spital, nimeni nu vrea să-mi spună. Am înțeles, deci n-ați știut atunci, pur și simplu... Eu pe moment nu știam că tatăl a decedat, am înțeles că, ce înțeles este că e în comă, că mișca, pur și simplu. O simplu că am auzit, de fapt, să fi murit în brațele mele. El a ținut până a venit ambulanța. M-a scos de acolo, ăla sunt în brațe. Ah, deci l-ați văzut că e rănit. L-ați văzut că e rănit și... Da, bineînțeles, era mâna ruptă și capul făcut praf. Partea dreapta, fruntea și... Ne pare rău vă mulțumim foarte mult că ați vrut să stați de vorbă cu noi. Ne bucurăm în același timp că am reușit să ne întâlnim acolo și să iasă adevărul la iveală că nu s-a Da, eu am văzut și filmul care a iasă în prima fază dumneavoastră a declarat ce sunt auzit de la alt șofer. Da, exact. Dar adevărul, eu vi-l-am spus cu inima în mână pe inimă, v-am văzut că ați fost sincer. Am doi copii, unul este pe drum, nască o fetiță și nu mint pentru că tatăl meu e mort și nu, dacă eu aș fi fost de vină, aș fi avut singura mea vină, e pentru că m-au jurat și am reacționat. Poate așa e firea mea sau așa suntem noi cu toți dacă suntem în jurat și amenințat să reacționăm.
Traian Coșoacă, sunt procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Alexandria. După cum bine știți, în data de 19.11.2021, în jurul orei 14:40, a avut loc un accident rutier pe drumul european 70 ce leagă Alexandria de municipiul București. În accidentul rutier au fost implicate două autotrenuri și o dubiță. În urma impactului rutier a rezultat decesul unei persoane, respectiv a pasagerului din partea dreaptă față a dubiței respective. Mai precis, tatăl șoferului dubiței. De asemenea, în accident, așa cum am precizat, au fost implicate alte două autotrenuri, acestea fiind conduse de asemenea de două persoane de sex masculin, tată și fiu. În urma accidentului rutier a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La acest moment procesual, parchetul de pe lângă judecătoria Alexandria a dispus declinarea competenței în favoarea parchetului de pe lângă tribunalul Telorman, rezultând, așa cum a specificat procurorul de caz în ordonanță, indicii cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor și tentativă de omor. În cursul weekendului au fost audiate mai multe persoane care au detaliat modalitatea în care a avut loc acest eveniment rutier. O parte din persoane, surprinzând sau auzind discuții legate de un incident în trafic, respectiv posibilitatea de unei depășiri a celor două autotrenuri de către șoferul dubiței. Acestea sunt chestiunile de detaliu care le pot oferi. Mulțumesc.